Hai să mergem mai la vale, tatule. Hazie? O să mergem vreo câțiva kilometri în aval, mergem pe partea dreaptă și ne întoarcem pe partea stângă în aval, da? O să încep să merg mai aproape. Da, și încet, încet, nu e grav. Exact. Curentul nu este așa mare, dar trebuie să... S-ar putea să fie din barca lui? E din barca lui, că din altă dar eu nu-i vreodată barca. Doamne, ce miroase de zi. Pune tocul peste locul și lasă-l acolo. O luăm așa, tatule, o să o luăm un pic la deal, exact în poziția în care am venit. Da? Facem așa că aici e un golf și văd că curentul strânge. Și după aia mai facem o, tot așa o curvă la vale. Domnilor, știți proprietarul cu barca, nu? Știți proprietarul cu barca, adică cunoașteți persoana. Noi am găsit circa 2 km aval, dar aici un bidon. Un bidon cu benzină. Acum nu știu de la unde și de cum era. Deci mai la vale, pe stânga, se face un golculeț ceva, am găsit un bidon. Cu benzină, în apă. Le spun că erau de la ei. Ce culoare? Ia arată-l, vă. Ridică-l, 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 că ești tu bidonul dacă era lui. O faiene? El. Iar-l de el. E nou.